Ok, un alt lucru foarte important de verificat sunt roțile, roata față, roata spate. Verificăm jocul acestora, verificăm dacă s-a creat joc în rulmenți, verificăm de asemenea janta de jur împrejur. Este bine să verificați presiunea. Acest lucru ar trebui verificat înainte de fiecare ieșire sau după fiecare ieșire. De ce trebuie verificat acest lucru? Nu se duc rulmenții de pe o zi pe alta, dar se poate întâmpla ca, din cauza, să zicem, că n-ați avut timp să o spălați sau, știu eu, a intrat ceva nămol și așa să vă păcălească la un moment dat și apoi să o spălați și să vedeți că a apărut joc. Sau, în cazuri, dați mai tare într-un dâmb, să poate ovaliza janta. Este foarte important să verificați acest lucru. De asemenea, spițele. Spițele trebuie verificate și acestea. Se mai slăbesc, mai trebuie strânse. Și la fel și integritatea lor, să nu fie vreuna ruptă sau mai știu eu ce. Acum, cum verificăm roata? Ok, ca să verificăm roata, tragem de ea de noi. Uitați, aceasta are chiar joc foarte mare. Chiar să și aude. Deci nu trebuie să aveți joc deloc aici. Să și aude. Același lucru facem și la roata de pe față. Același lucru și la roata de pe față. Aici nu avem joc deloc. Nu, nu este joc deloc. Inspectăm janta de jur împrejur. V-am spus spițele. Le verificăm dacă sunt strânse cu cheia. Aceasta este ok. Trebuie să umblăm doar la cea de pe spate. Ok, aceasta de pe spate trebuie să schimbați rulmenții. Obligatoriu, dacă schimbăm rulmenții, eu vă recomand să schimbați și semeringurile. Nu sunt nici foarte scumpe și vă scutesc de o muncă suplimentară apoi. Iar durata de viață a rulmenților este dată chiar de semeringuri. Acestea protejează de apă, de obiecte străine, de praf, de și așa mai departe. De asemenea, noi vom pune și niște capace, există niște capace de protecție, o să le vedeți, suplimentare, care protejează atât pe față cât și pe spate. Deci la roata de pe față nu o să umblăm decât să punem acele capace. Da? La cea de pe spate este important să schimbăm rulmenții. Aceștia ar trebui schimbați imediat ce a prins un pic joc, deoarece dacă nu-i schimbați la timp, o să facă joc în butuc și degeaba schimbați apoi rulmenții, că o să vedeți că o să capete joc în exterior, adică în butuc. Și atunci trebuie să schimbați butucul. Ok, desfacem roata. Ok, desfacem roata de pe spate. Am desfăcut piulița. Desface și întinzătoarele. Să le slăbim. Și desfacem întinzătoarele. Desfac cu contrapiulița. Și întinzătorul. La fel și în partea cealaltă. Desfacem contrapiulița. Gata, am desfăcut. Acum o să scoatem axul, să scoatem roata. Ok, scoatem axul. Atenție să nu loviți cu un ciocan de fier, pentru că o să distrugeți șurubul. Acesta este un ciocan de silicon. Ok, am desfăcut roata. Scoatem lanțul ușor. Acum scoatem ușor roata.
Ok, acum am scos roata, mergem cu ea pe bancă. Ok, acum ce vă recomand eu este să, atunci când lucrați la butuc, să sprijiniți roata, cel mai bine ar fi un cauciuc vechi, da? Sau îi faceți un suport din ceva ca să nu stea sprijinită în disc sau în pinion. Este foarte important să nu le strâmbați, că apoi altă cheltuie, altă distracție. Deci punem într-o roată veche și se așează la fix. Aici avem distanțier, da? Simeringul și apoi rulmentul. Am scos distanțierul, apoi trebuie să scoatem simeringul. Există varianta în care cu o șurubelniță băgați și scoateți ușor, iese foarte ușor, sau există această uneltă specială care la fel, dar aveți grijă, mare grijă să nu împingeți până în spate, să zgâriați, puteți să ieși foarte ușor, vaselină avem, mare grijă să nu zgâriați butucul. Aici avem rulmentul, curățăm imediat ca să-l și vedeți. Curățăm bine vaselina. Faptul că avem încă vaselina aici este un lucru foarte bun. Înseamnă că simeringul și-a făcut treaba. Dar v-am spus, nu strică să-l schimbați. Aveți grijă că aici este o siguranță, pe partea cu discul de frână. Am îndepărtat vaselina, acum se vede și siguranța. Imediat o desfacem și pe aceea. Și aceasta, dacă nu aveți un clește special, la fel cu o șurubelniță, dar vă chinuiți mai mult. Ok, am scos siguranța. Aici este rulmentul. Acum, pentru a scoate un rulment cum e acesta în interior, există două modalități, cum avem rulmentul acesta de la roată. Imediat o să vă explic care sunt acele. Ok, deci pentru a scoate acest rulment, avem două modalități. Odată presa cu prindere din interior, adică aceasta intră înăuntru, se strânge acest șurub și apoi se umflă, îl prinde și îl tragem în sus, sau modalitatea clasică, cu un dorn, un ciocan bătut din partea opusă. Ok, după cum observați, înăuntru avem un distanțier, da, care trebuie dat într-o parte, ori că băgăm acea presă cu prindere interioară, ori că o să batem cu un dorn, trebuie dat distanțierul într-o parte. Acum întoarcem roata pe partea cealaltă, scoatem distanțierul de aici. Ok, acesta nu arată așa bine, se vede chiar și rugină. Haideți să scoatem și aici simeringul. Da, uitați aici, nu mai este chiar așa de multă vaselină. Avem și ceva rugină. Ștergem rulmentul. Pe partea aceasta chiar aveam jocul. Așa. Și acum o să împingem ușor distanțierul. Uitați, merge să-l împingeți într-o parte sau în alta. Observați. Ca să putem să punem presa sau să batem. Acum, un lucru de asemenea foarte important. Acesta fiind aluminiu, în mod normal nu se atacă, dar eu vă recomand totuși să încălziți puțin de jur împrejur înainte să scoateți rulmentul. Acesta trebuie schimbat destul de des, mai ales la roata de pe spate. Să zic așa, aici schimbi 3 rulmenți pe spate și pe față schimbi unul singur. Automat va fi uzură pe butuc și la un moment dat veți avea probleme cu etanșarea. De aceea este foarte important să încălzim ca să se dilate butucul, să scoatem și mai ușor rulmentul și să nu cumva să luăm din aluminiul de pe pereți. Pentru asta o să folosim o lampă cu gaz.
Încălzim de jur împrejur. Nu trebuie foarte mult, dar am de ajuns cât să se dilate puțin, să poată permite ieșirea mai ușoară a rulmentului. Un lucru foarte important de asemenea, când bateți în rulment, să nu bateți decât într-o parte. Bateți în mod egal, într-o parte și în alta, ca să iasă uniform. Cel mai bine este cu presa. Presa îl scoate uniform din toate părțile. Dar și cu un don și ciocanul este foarte ok. Așa, acum întoarcem pe partea cealaltă. Și batem într-o parte, în cealaltă. Da, s-a și auzit că a căzut. Ok, a căzut și distanțierul. Acesta este rulmentul. După cum observați, aici a intrat apă și a ruginit foarte tare. Era chiar și blocat. Deci este blocat acest rulment. Ok. O să ștergem bine. La fel facem și la cealaltă parte. Încălzim prima oară și în cealaltă parte și la fel scoate și pe acela. Ok, aici o să folosim presa cu prindere interioară. Băgat presa pe rulment, îl strângem ca să se fixeze pe interiorul rulmentului. S-a extins și s-a prins de rulment. Okay. Acum, la fel, vom încălzi și aici, de jur împrejur, și apoi vom folosi o presă ca să scoatem rulmentul din interior. Acum vom face o presă. Da, uitați, a mai ieșit, mai avem puțin și îl scoatem. Ok, gata, a ieșit. Uitați la aici. Okay, uitați și aici, curățăm bine și pe o parte și pe alta și apoi revenim cu rulmenții noi. Ok, curățăm bine. Este foarte important să fie foarte curat. Aici am avut și rugină pe partea cu rulmentul ce avea joc. Curățăm foarte bine pentru a intra rulmentul nou cât mai ok. Este ok. Am curățat bine, la fel și pe partea cealaltă. Întoarcem roata. După cum observați, aici arată mult mai bine decât în partea cealaltă, unde am găsit și rulmentul. Rulmentul a fost blocat și din cauza aceasta probabil a mers și puțin târâș. Ok, foarte important să curățăm. Distanțierul acesta între rulmenți este o simplă țeavă. Ok, cele mai importante sunt aceste două distanțiere. De ce sunt foarte importante? Pentru că pe ele etanșează simeringurile
Acestea le curățăm foarte bine și apoi le inspectăm să nu cumva să fie nevoie să fie înlocuite. Ok, acum vom înlocui rulmenții, vom pune rulmenți noi. Avem varianta de la All Balls, da? Și mai avem varianta SKF, simeringurile la fel. O să mergem de data aceasta pe SKF. O să punem rulmenții mai întâi într-o parte, apoi în partea cealaltă. Foarte important, ar fi bine la fel, încălzit puțin butucul, apoi rulmenții ar fi bine să-i băgați un pic la congelator ca să se mai micșoreze puțin. Ajută foarte mult să nu stricați butucul și intră mult mai ușor. Un alt lucru foarte important, să folosiți un pic de vaselină sau ceva de uns, silicon, ulei, ceva ca să ajute să intre mai ușor. Ok, ungem bine interiorul. La fel și rulmentul, de jur împrejur. Așa, îl așezăm. Putem să-l batem ușor cu un ciocan ca să intre un pic. Ok, a intrat. Să fiți foarte atenți când se intre la fel de jur împrejur. Apoi vom folosi presa. Ok, vom folosi această presă. Centrăm presa. Okay, acum strângem ușor. Trebuie să intre relativ ușor. Nu forțați, dacă vedeți că nu merge, ceva nu e în regulă. Ok, a ajuns în capăt. Desfacem acum. Dacă nu aveți o presă la îndemână, puteți folosi o tubulară care este exact cât rulmentul. Căutați o tubulară, deci trebuie să calce pe buza exterioară a rulmentului, să nu calce pe bile, că altfel o să blocați rulmentul. Și puteți ușor cu ciocanul să băgați rulmentul. Haideți să vedem ce am făcut. Uitați-l, este în regulă. Ok, a intrat. Cum probăm să nu se blocheze. De aceea v-am spus să nu bateți în partea unde sunt bilele, pentru că rulmentul se va bloca dacă veți bate acolo. Deci în cazul în care nu aveți presă, o să folosim aici, ca să vă arăt, o tubulară la simering. Așa, la fel, ungem bine. Da, și simeringul. O să punem puțină vaselină aici între unul și celălalt. Da. Ok. Acum, așa vă spuneam, să procedați în cazul în care nu aveți o presă. Deci o tubulară care este aproape cât rulmentul, da? Și bateți cu un ciocan ușor în centru. Atunci când bateți în centru, ciocanul fiind plat, cheia fiind plată, se va distribui uniform pe toată suprafața rulmentului. Deci asta, în cazul în care nu aveți o presă, puteți să faceți acest lucru. Ok. Gata. Arângem bine vaselina de jur împrejur. Protejează suplimentar această vaselină aici, în cazul în care se sparge simeringul, și protejează și de apă, în cazul în care cedează simeringul și nu ajunge apa la rulment.
Ok, la fel procedăm și în partea cealaltă și apoi revenim. Ok, distanțierul, rulmentul. Deci foarte puțin poate în ca să intre uniform. Și v-am spus, în cazul în care nu aveți o presă, o tubulară pe marginea lui bătut ușor. Ok, am ajuns la capăt. Ok, l-am băgat și pe acesta. La fel verificăm. Este în regulă, nu s-a blocat. Acum, urmează siguranța. Ok, punem siguranța. Ok, am pus și siguranța. Mergem bine și simeringul la fel. La fel o să punem și aici un pic de vaselină. Meringul. Ok. Este în regulă. Acum o să venim cu niște extra protecții. Ok. După cum am spus, o să punem niște extra protecții. Deci acestea sunt niște protecții suplimentare pentru rulmenți. Acestea vin aici în exterior, protejează mult mai bine butucul, rulmentul în sine și avem și față și spate, deci așa vin ele. Așa și o să intre pe acele distanțiere. Okay, vin puse aici pe distanțierele acestea. Este foarte important să fie băgate bine, că altfel nu protejează nimic. Da? Și așa arată odată montate. Și v-am spus, este ca un al doilea simering pe buza aceea de la distanțier. Distanțierele acestea trebuie schimbate. Nu avem momentan altele, o să mai mergem cu acestea. După cum observați, aici etanșează simeringul și s-a creat un grad de uzură. Da, o să-l schimbăm pentru că acesta nu o să mai țină, adică atacă viața simeringului. De aceea este foarte important să fie nete de aici, să fie ok. O să-l schimbăm, dar momentan o să le punem așa și apoi când o să vină, decât o să schimbăm distanțierele și simeringurile. Da, o dată într-o parte, la fel și în partea cealaltă. Da, a intrat, este ok. La fel. Așa, și acum este gata de montaj roata. Întinzătorul și în partea cealaltă. Piulița. Acum aceasta se strânge la 70-80 de Nm. O să luăm dinamometrica și o să o strângem. Ok, acum la KTM avem un sistem foarte simplu de întins lanțul și de verificat să fie drept. Vedeți, avem niște scobituri în basculă și niște gradații pe întinzătoare. Punem la fel și în stânga și în dreapta și atunci lanțul va fi aliniat. În cazul în care nu aveți aceste gradații, uitați pe lanț să fie drept, da, să fie perfect aliniat. Așa, cu pinionul din față, pinionul spate să fie aliniat cu pinionul din față. Acum cum este, el este perfect și rămâne decât să strângem întinzătorul și contra piulița. La fel și în partea cealaltă, mai verificăm o dată să nu se fi mișcat, este în regulă, ne mutăm și pe partea cealaltă. Ok, verificăm, este în regulă. Da.
discul și pinionul. Ok, acum strângem piulița centrală. Ok. Ok, e în regulă. Acum este strânsă. Cam asta a fost pe roata de spate. Ne mutăm și la roata din față, unde o să-i punem aceste protecții suplimentare. Pe roata din față am văzut că nu avem joc, deci vom schimba decât aceste protecții și vom inspecta simeringurile.